Poate vă întrebați acum dacă am emoții. Ei bine, am și eu emoțiile mele, pentru că fără emoții nu se poate. Observ locurile de aici destul de libere. Vedeți, astea sunt locurile care pe viitor va trebui voi să le ocupați. Prin ceea ce veți deveni, prin ceea ce veți fi. Se aude foarte bine în sala asta. Wow, ce sală frumoasă! E pentru prima oară când urc pe scena asta. Nu o să vă vină să credeți, dar îmi doresc foarte tare să vin să joc aici. Dacă Mihaela v-a oferit două locuri în tabără, o să vă ofer și eu un premiu. O excursie la Paris în Franța. Felicitări! O să vă plătiți doar drumul, cazarea și masa. De restul o să mă ocup eu. O să facem să fie bine ca să nu fie rău, cum știți voi, da? Ok. Întâlnirea noastră să devină destul de interactivă. Avem la dispoziție o jumătate de oră. O jumătate de oră. Voi trebuia să fiți la ore acum sau... Deci e timpul vostru liber, nu? Nu cred așa ceva. Ați venit din timpul vostru liber la această întâlnire, la conferință. Asta e minunat, că de altfel ne-am fi permis să stăm până diseară, să facem un grătar ca să ne simțim bine împreună. Dar nu se pune problema. Apreciez din răsputeri faptul că voi ați reușit să vă urniți, să vă treziți așa de dimineață. Să știți că, acum ca o confidență, să știți că cu două dintre colegele voastre am băut cafeaua la McDonald's în această dimineață. Să ridice mâna unde sunt fetele, sunt chiar acolo, da? Ele nu știu, dar am tras cu urechea la toate conversațiile pe care le-au avut. Au vorbit și de o nuntă. Nu, glumesc, nu o să intru acum pentru că sunt un bărbat destul de matur, asumat. Și nu se face, pentru că nu se face. Eu sunt actor și sunt născut în Buzău. E cineva de la liceu industrial numărul 4, fost numărul 4, Sârma? N-avea cum să fie cineva din liceul aici prezent. Filipescu sau nu știu cum se numește. Ade Filipescu. E cineva? Nu. Eminescu? Ceva? Nu, dar de unde sunteți? Voi de unde sunteți? Sunteți de la Focșani? Am înțeles, n-am înțeles nimic. Arte, de la arte, iertați-mă, da. Atunci, iată, a devenit deja, fără să-mi dau seama, o provocare întâlnirea noastră. Eu m-am născut la Vadul Pașii. Nu este un muzeu sau ceva, e un sat aici lângă Buzău. A fost cineva vreodată la Vadul Pașii? Ce ați căutat? Da, adică vă amuzați pentru că se presupune că dacă sunt născut la țară, să știți că n-am rămas, cum să zic eu, omul care știe doar să dea cu sapa, să mulgă vacă. A mulg cineva vreodată vreo vacă? Felicitări, tu ești cu amintiri din copilărie, nu? Da, perfect, asta e. Vedeți, cine a citit amintiri din copilărie înseamnă că știe cum se întâmplă și la țară. Eu am făcut asta de mult în copilăria mea. Adică până pe la 21 de ani. Am făcut toate lucrurile astea pentru că așa era existența mea de atunci. În 95 am plecat în București. Apropo, cu ați fost durată la Vadul Pași, pe vremuri se întâmpla ca actorii să meargă prin țară în turneu și să spună poezii și erau întâmpinați întotdeauna de primar, cu panglică, cu tot, bine ați venit, și pentru că ajungeau mai devreme aveau posibilitatea să mănânce ceva, să și bea ceva, și în Ardeal erau primiți cu o pălincă sau cu o țuică fiartă și au băut, bine ați venit, au mai băut, bine ați venit, ați băut, bine, și era o poezie, poezia cu ați fost vreodată la Brud, și intră Florin Piersic în scenă. Băut bine, se uită așa în sală, se așează pe două picioare și întreabă: ați fost vreodată la Brud? Și uită textul. Mai stă un pic, pauză. Ați fost vreodată la Brud? Uită textul în continuare, se uită iar în sală. Ați fost vreodată la Brud? La care se ridică cineva din primul rând și zice: maestre, dumneavoastră, zice, continuați, că fac eu o listă cu cine a fost și cu cine n-a fost la Brud. Da, astea sunt povești de ale noastre mai vechi. Voi acum aveți altfel de glume și eu trebuie să cuplez cumva la glumele voastre, da? Apropo, aveți telefoanele la voi?
Da, nu se poate fără telefon, e foarte clar, e viața voastră. Vi s-a întâmplat vreodată să pui telefonul în alt buzunar și când pui mâna pe buzunarul gol să ai așa o tresărire, să zici, aoleu, telefonul. Vi s-a întâmplat asta? Atunci vă dați seama cât de dependenți suntem de lucrul ăsta? Fără să vrem sau nu, eu o analizez extrem de tare și de consistent fenomenul ăsta care schimbă destine, să știți. Pentru că voi o să spuneți, da, partea bună e că putem să comunicăm, e minunat, salvează vieți, e senzațional. Dar ajungem în zona în care, punându-ne o parte din viața noastră acolo, în acest device, să începem să fim și manipulați. Pentru că, iată, vă aflați la vârsta la care nu puteți discerne cu claritate și cu limpezime asupra informațiilor cu care sunteți bombardați în fiecare zi. Asta e clar, corect, da? Suntem de acord până aici? Bun, și am deschis o paranteză mai lungă și am plecat în 1995 din Vadul Paș cu gândul să mă fac actor. Și pentru că îmi doresc foarte tare să devină interactivă întâlnirea noastră, o să facem în felul următor. Mai avem vreo 26 de minute la dispoziție. O să te rog pe tine, pentru că ești mai forțos așa și mai voluntar, o să te rog să-mi faci un semn discret că mă apropii de ultimele 10 minute, da? Ok? Mă bazez pe tine, bine? Dar te ridici și zici, prietene, hello, gata? Aproape s-a terminat, da? Îmi faci tu un semn. Da, și am plecat în 9.000. Tu mă oprești. Hai să facem un exercițiu, să vedem dacă ne iese, da? Eu vorbesc și tu mă oprești la un moment dat, să vedem dacă ne iese. Și am plecat în 1995 să mă fac actor. Ce? Gata? Ai văzut și eu m-am mirat cum trebuie, dar și tu ai fost așa la jumătate. Gata, oprește-te. Nu e, trebuie să vii mult mai, știi ce zic? Ei bine, pentru că și pentru că avem multe premii, o să vedeți, dintre voi o să vină pe scenă chiar până la 15 persoane la un moment dat, pentru că vreau să fac niște exerciții cu voi, dacă n-aveți nimic împotrivă. E cineva care vrea să facă actor, apropo? Wow. Păi cine mai muncește? Păi cine? Ingineri? Nu vrea să se facă nimeni? Eu când eram mic, voiam să mă fac tractorist și musafir. Pentru că tractorist mi se părea mie că ești mai liber, așa, că ai toate câmpurile la dispoziție și că ești pe câmp, cum s-ar spune. Și că atunci când devii musafir, pentru că mie îmi plăcea foarte tare starea de musafir. Zic, ce bine, ăștia vin la mâncare de-a gata, totul, băuturică, toată lumea drăguță, simpatică cu ei. Nu vi se pare interesant? Da, și mie mi se părea atunci. Dar uite că n-am reușit. Și 95, hai că n-am depășit momentul 95, am plecat la București să mă fac actor. O perioadă în care la admitere în UNATC la acea vreme erau câteva sute pe loc, până la 700-800 de candidați pe un loc. Erau 12 locuri la momentul acela, în 1995. Am intrat în al patrulea an de când am plecat din Buzău. În al patrulea an și am reușit să... Așa cum mi-am propus să intru primul pe listă și să termin șef de promoție la clasa Dem Rădulescu. Știe cineva cine a fost Dem Rădulescu? No, mai în glumă, mai în serios, candidații la actorie sunt întrebați despre Mari Moraru, Dem Rădulescu, Gheorghe Dinică și știu sau nu știu, e întrebare cu răspuns, adică da, pentru că s-a pierdut genul ăsta de conexiune cu aceste valori. Având șansa ca eu să plec de undeva din anul 2 către Teatrul Național, unde am și activat 6 ani, să întâlnesc pe acești oameni și pe care noi îi numeam tablouri. Eram ca la muzeu, dacă vă vine să credeți. Când trecea domnul Albulescu așa, uite așa, mersul dumnealui așa era, bunii mei, bine v-am găsit. Când treceau pe culoar, îți rămânea doar să te lipești de perete și să ții respirația. Da, din anul 2 am plecat la Teatrul Național. Dacă vă puteți imagina, Teatrul Național cu toate cotloanele lui, unde am și locuit vreo 2 ani și jumătate. Dar până la momentul admitere, imaginați-vă că într-o zi de 14 februarie 1995 am ajuns în gară, am luat un accelerat de Suceava și am plecat la București. O geantă mare, un plover, niște chestii, câteva cașuri de brânză, șuncă și am plecat la București. Am dormit 4 luni în gara de nord pentru că n-aveam unde să stau. În tot acest răstimp am început să merg foarte mult prin București.
și să fac tot felul de conexiuni. A fost un moment în care am revelat o groază de lucruri și mi-am dat seama atunci cât de tare îmi doresc să fac această meserie, care e o meserie nobilă. De ce zic nobilă? Pentru că ea conectează și pune foarte multe entități într-un singur loc. Ceea ce le unește este tocmai emoția de care voi vă feriți, mai ales în faza asta voastră. Mihaela vă spunea să îndrăzniți mai mult, dar ca să îndrăznești trebuie să ai încredere în tine și să ajungi să nu stăpânești niciodată în totalitate emoția de care ne ferim cu toții cu disperare. Este că emoția creează un soi de trac, așa, pentru cei mai mulți dintre voi. Se întâmplă să ieși la oră și să ai trac, să fii scos la tablă. De ce? Pentru că nu știi tema, nu? Da, corect, da. Ieși și ai trac. Ce s-a întâmplat cu tine asta? Am trac. Uite, nu pot să mai vorbesc. Nu, se întâmplă. Și mergem mai departe, dar încet, încet mi-aș dori, pentru că nu vreau să sărim peste etapa asta, dacă aveți întrebări, puteți să începeți să rulați întrebări, da? Și am ajuns, să zicem că trecem peste momentul facultate, am ajuns la primul meu spectacol la Teatrul Național. Închipuiți-vă o scenă de 30 de ori mai mare decât asta. Nu vă mint. 30, apus de soare, Ștefan cel Mare, Costel Constantin, Maria, soția lui, Monica Davidescu. Sala mare a Teatrului Național, eu eram un răzeș, un, nu știu, cel care aduce veștile sau ceva de genul ăsta. Și era începutul spectacolului în care, într-o lumină așa, ușor oblică, era Ștefan cel Mare și Maria, Petron, și vorbea, Mario, Moldova, și vorbea și povestea, și la un moment dat eu trebuia să întrerup această conversație venind din spatele scenei, care înseamnă vreo 30 de metri, ceva de genul ăsta. Dar pentru că ei vorbeau cu spatele, nu aveam tocmai reperul, că nu stătea nimeni la repetiții să repete cu mine, eu trebuia să prind așa pe bucățele, eu trebuia să vin în viteză, să luăm, Maria ta, să știți că au venit, și aveam un anunț foarte lung de zis. Și la care eram foarte bine poziționat, la un moment dat primesc un impuls din partea colegilor, du-te, gata, adică, și am plecat în acel moment vreo 30 de metri alergând. Pe la jumătatea traseului mi-am dat seama că ei nici nu începuseră bine discuția și că era prea devreme. Și am început așa să alerg în slow motion, cum alergă negrea, cum buza face. Și eram așa și alergam și nu știam, nu puteam să mai încetinesc. Și mă apropiam și Nea Costel mă vede cu coada ochiului așa și zice, zi! Mă opresc, mă uit așa la el și zic, nu s-a înțeles nimic. Pleacă! Asta a fost dintr-un moment și am plecat așa, exact așa am plecat. Cum am venit, tâmpit prost și am plecat de 10 ori mai. Și m-am uitat odată în urmă și mi-a mai făcut așa un gest cu mâna și nu mai știam să mai ies pe aici sau pe aici. Mi s-au tăiat genunchii, stomacelul, ce să mai, creierul era cât o nucă. Nu vă puteți închipui ce a fost în sufletul meu. Am ieșit pe hol și am luat o cafea. Am luat o cafea și pentru că îmi tremura mâna foarte tare, a rămas jumătate de cafea în 30 de secunde, uite așa, ne? Și nu mă puteam stăpâni și am zis, băi, trebuie să faci ceva, ori mori, ori trăiești, de aia ai venit să faci teatru. Ăsta a fost până la urmă un test major pentru mine, pentru că mi-am dat seama cât, cu ce fel de emoție voi avea de lucrat toată viața mea. Și nu e ușor lucrul ăsta, te erodează în timp pe interior, te macină, te consumă, dar și... Iată, totodată apare întrebarea, de ce? De ce să faci lucrul ăsta? Pentru că m-am născut să dăruiesc, să ofer. Și lucrul cel mai frumos pe pământul ăsta e să ai în fața ta oameni care zâmbesc. Știți că suntem singura ființă de pe pământul ăsta care zâmbește? Noi suntem. Bine, e într-un fel sau altul e legat de supraconștiința, ceea ce ne face pe noi să fim cu adevărat oameni. Da, uite, îi șoptește, zice, da, eu am fost la țară și am văzut un măgar care făcea așa, da. Aia e altceva, nu cred că el își dă seama că râde sau dacă aduce un măgar la spectacol, o să înceapă să râde aici. Nici n-ar fi estetic. De partea estetică a acestei întâlniri mă aflu eu în acest moment, pentru că am ales să mă expun în fața voastră.
Bun. Și hai să trecem la prima întrebare, ca să încălzim un pic atmosfera, așa, pentru că ați văzut premiile ciocolată, nu știu ce. Aici vreau să vă spun că avem o sticlă de vodcă cu suc. Nu, aici e altceva. Asta faceți voi când mergeți în tabără. Toți stau cu sticlele de apă așa în mână pe plajă și ele sunt cu tequila, cu apă, cu... Da. Ok, hai să vedem prima întrebare. Vă spun de la bun început, ridicarea de mână așa la unison nu-mi place, pentru că îmi place să vă privesc ca pe niște viitoare personalități, așa că trebuie să nu fim așa cum se întâmplă de obicei. Cineva întreabă și toată lumea ridică mâna. Deci prima întrebare, cu voce, zi, te rog. Dacă m-a speriat, adică dacă am intrat pe ușă și el a yes! Și eu mă... No. Da, pentru că mă gândesc că și ție ți s-a întâmplat așa ceva. Și atunci zici, băi, pe ăsta l-o fi speriat cineva, că pare el așa. Da, hai să lămuiem un pic. Imaginează-ți că aproape cu un an de zile înainte să intru în facultate și să mă trezesc într-o clasă cu încă 11 colegi, să ne așezăm și să deschidă ușa, imaginează-ți asta... Dem Rădulescu și intră pe ușă. Voi vă puteți imagina ce înseamnă chestia asta? Un om, o personalitate pe care eu o admiram foarte tare și pe care am văzut-o doar la televizor. Și la urma, acea personalitate urma să fie proful tău cu care să stai în fiecare zi în acea clasă timp de 4 ani de zile. Ia imaginea. Și tu trebuia să zici chestii, să te întrebe. Eu vreo 6 luni n-am vorbit, eram numai așa. Vasile, ce faci? Unde ești? Da, eram pe aici, pe acolo. Dar captam tot, pentru că veniseră copilul ăla de la țară, veniseră și descoperea lumea. De altfel, sunt și primul din familia mea care vede lumea așa în spectrul ăsta. Și da, m-a interesat asta, pentru că îmi place să călătoresc foarte tare și mai degrabă, mai mult decât atât, îmi place să mă plimb în această constelație senzațională, mișcătoarea memoriei. Pentru că noi suntem foarte mult ceea ce optăm noi să fim și cât de bogați devenim la un moment dat, intelectual vorbind, cât de generoși putem fi la un moment dat, și asta e o calitate pe care eu cultiv în fiecare zi, și cât de, nu știu, cât de buni, pentru că lumea asta în care trăim, vedeți, ce, ai căscat, este? Nu-i nimic, asta e un semn pentru mine, fă ceva. Că ne-am... Bun. Și o să vă întrebați probabil, iată, vezi, ai văzut cum am schimbat, cât de atent trebuie să fiu și să văd așa cam ce se întâmplă în sală. Iată, probabil, ți-am răspuns la întrebare, nu m-a speriat, domn profesor. Dar m-a lipit de perete și m-a făcut să rămân așa suspendat și să, în acel moment, sigur, îți voi spune că m-a făcut să memorez și să fixez acea stare din acel moment pe care și acum o port. Și iată, devine, cum să spun, diamantul meu intim, care mă face să merg întotdeauna mai departe. Știu că eram acolo, în acea clasă, pentru că dumnealui și-a dorit foarte tare și cred că mi-a dat dintre cele 12 note, de fapt 11 de 10 și un singur 9, un 10 a fost de la dumnealui. Și atunci, pentru mine, asta însemna o confirmare la admiterea cu... care e foarte grea, credeți-mă pe cuvânt. La momentul admiterei știam peste 600 de texte. O să vreți să recit acum sau ceva, dar timpul ne permite. Cum stăm? Cum suntem bine? Uită-te la ceas. 5 minute. Oh, nu se poate așa ceva. Și admitere. La admitere se întâmplă foarte des să te pună să improvizați. Să improvizezi. Știți ce înseamnă improvizația, da? Adică atunci când ești dispus să respecti un traseu și ți se cere să te abazi de la traseu. Și ni se cerea să improvizăm, au fost cazuri în care s-a întâmplat să improvizezi becul. Feedback. Bec. Și a plecat. Hei, ce faci? Întreabă comisia. Plec și vă las în întuneric. Când gândești așa, oamenii încep să se uite într-un fel la tine. Tu deja fix în momentul ăla te clădești pe tine, cel care vei fi. Sau brânză, fii brânză. S-a dus, s-a așezat într-un coș de gunoi. Ei, ce faci mai acolo? Aștept să mă împut. Sunt lucruri care pe care nu le pot, un om normal, nu, că nu trebuie să fii normal în meseria asta, n-ai cum.
Hai să dăm premii. Întrebare, următoarea întrebare. Mai luăm două, trei întrebări, repede. Zi, tare. Cred că teatru, împreună cu universul ăsta fabulos pe care îl respect, m-a ales pe mine. Mi-a dat așa un gând undeva prin clasa a patra, un impuls, și de acolo încolo am dat curs, n-am făcut nimic altceva. M-am tot gândit la chestia asta până în momentul în care, gândiți-vă că eu după liceu se făcea armata pe vremea. Am făcut un an de zile armata, am venit în Buzău, am încercat o groază de meserii, am fost refuzat la paznici de noapte la Spitalul Județean, am dat examen acolo, eram 9 persoane pe 8 locuri, numai eu am picat. Și am venit acasă, am început să plâng și am zis, sunt un om fără servicii, sunt cel mai ratat om, mă duc și mă fac actor. Bine, asta nu e o condiție, că dacă ești distrus, vii și te faci actor. Nu, trebuie să fii citit și tu măcar ceva, pentru că dacă se întâmpla să fiu la industrial numărul 4 și ca să vedeți partea de pragmatism a ființei mele, cât de tare și imagina cum trebuie să chiulești de la școală. Voi aveți ideea, știți cum să chiuliți de la școală? Nu vă întreb pe voi, pentru că s-a pus problema între a 10-a, că dacă cineva dintre elevi reușește, pentru că era un liceu tehnic, să ia un premiu la concursul național pe meserii, acela va avea media încheiată la 7 materii timp de 2 ani de zile. M-am dus la Câmpia Turzii și am luat locul 1 pe țară. Voilà, 7 materii, 2 ani de zile, te pup, Nelu. Și 3 minute, da? 3 minute. O să țin cont, să vedem persoanele care. Îmi dai voie să aduc doi colegi, un băiat și o fată? Haideți, pe bază de voluntariat sau numesc eu doi voluntari, da? Tu, haide, două fete. Haide, două fete și tu, și tu, da? Hai. Haideți, aici aplaudați, le facem cunoștință cu ele. Bună, cum se vede de aici de pe scenă? Foarte frumos. Sunt frumoși. Buzău e un oraș frumos prin ei. Dacă te uiți în ochii ei, îți vine să vii să-i vizitezi, să le ceri și... Dacă puteți să puneți măcar câte 10 lei pentru domnișoarele care vor să meargă în turneu începând de săptămâna viitoare, Doamne ajută, și cu puțin noroc, tocmai la Călăraș. Pe tine cum te cheamă? Riza Daniela Ana Maria. Aoleu, da, tu le-ai zis pe toate, așa mitralieră, da? Aveți emoții, nu e niciun fel de nicio problemă. O să vă priviți ochi în ochi, vă cunoașteți? Da. Da, asta e un dezavantaj. Teatrul începe cam așa. Asta ne se întâmpla nouă în semestrul întâi, anul întâi. Dă-mi, nu-ți dau. Tu atâta zici, dă-mi, și tu zici, nu-ți dau. De ce? O să vedeți, da? Haide, dă-mi. Te enervezi, te enervezi. Dan, nu-ți dau. Te enervezi și mai tare. Dan, nu-ți dau. Nu te grăbi, nu te grăbi, ești nervoasă. Dan, nu-ți dau, Dan. Schimbă. Nu-ți dau. Dă-mi, nu-ți dau. Dă-mi, nu-ți dau. Ok. Cere-i numărul de telefon al prietenului ei cel mai bun. Cu dăm, cu dăm, nu schimbăm nimic. Ok, o secundă. Hai să... un băiat, am nevoie de un băiat de aici, din primul rând. Hai, vino, vino tu, da, să vină artistul. Mie îmi place și frizura lui, e un pic așa. Man! Unde, unde ești? Ia uite. Cum te cheamă? Andrei. Andrei, fii atent, el este prietenul, l-am adus pe prietenul, da? Și tu îi ceri și el nu-ți dă, da? Și tu te uiți, ești martoră și încerci să o privești pe ea cum încearcă să-l să-l corupă de față cu tine. Dă-mi, nu-ți dau. Nu-ți dau. Nu-ți dau. Dă-mi. Acționează. Dă-mi. Vezi că s-a apropiat prea mult. Încearcă. Încearcă să o dea la o parte. Fată, alo. Dă-mi. Nu, gata, gata. Nu. El s-a ținut foarte bine, merită aplauze. S-a ținut foarte bine. Bravo, man. Mie mi-a plăcut, faceți parte dintr-o generație care știe ce vrea, da? Deci ai văzut, dăm, 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 bang. Deci mi-a plăcut, ție nu prea ți-a convenit, așa e? Nu. Dar sper să nu vă certați din cauza asta. Hai să le dăm, Miha, trei premii celor de pe scenă. Dintre mamă, ce, eu cred că pică bine, da? Uite, asta mai consistentă pentru fete, da?
Gata, una iar, dar e de ajuns să o împărțiți, da? Ieșiți în oraș, ciocolată caldă și ciocolată solidă. Aplauzele voastre pentru dragii noștri prieteni. Nu, un minut, două să-mi iau la revedere. Da, da, da. Aveți Instagram? Nu, de fapt ce voiam să spun, pe internet dacă tastați Vasile Calofir, Calofir, etimologia cuvântului calofir vine din etimologia, vine din calofilie, care înseamnă iubitor de frumos. Găsiți acolo interviuri și YouTube, vă recomand filmul, un film pe YouTube îl găsiți foarte ușor, dar nu asta e problema, nu dați acum cererile pentru că o să le aprob pe toate când ies afară. Mai trăiesc și mă gândesc la asta în fiecare zi pentru a face diferența între a vrea și a dori. Voi o să ziceți că lucrurile astea nu contează, ba da, ele contează, pentru că a vrea, așa cum este marcată societatea astăzi, este pe principiul oarecum întinde mâna și ea, mi se cuvine acum, repede, facil. A dori, așa cum am trăit eu, asta cere implicare, cere procesualitate, emoție și asta a făcut să construiască un om în timp. Să vă proiectați ceea ce vreți să deveniți și nu uitați, citiți, pentru că ăsta e bagajul cel mai important pe care îl puteți purta cu voi oriunde în lumea asta. Pentru că dacă într-o bună zi, că așa am început discuția noastră, vă taie curentul, nu mai însemnați nimic. Cu tot YouTube-ul, cu tot Instagram, mamă câte cereri, deci nu, glumesc. Deci încercați să vă construiți. Eu vă iubesc, vă respect foarte tare, sunteți minunați, n-aplaudați, sunt obișnuit cu succesul, vă mulțumesc din suflet. Eu aș mai sta, Miha, mie trebuie să-mi dai vreo două ore, pentru că... Ce? Ce s-a întâmplat? De ce? Eu? Da, Mary? Da, așa ceva? Tu cine ești? Vasile Raluca Andreea. De la arte ești, da? Am un exercițiu cu tine, o să vedeți ce înseamnă să fii pe scenă. De 10 ori, capac cu cupă, cupă cu capac. Cum? Capac cu cupă. Capac cu cupă. Cupă cu capac, da. Capac cu pucă. Să nu greșești că s-a zis și cu B, dar e ok. Capac cu cupă, cupă cu capac. Capac cu cupă, cupă cu capac. Capac cu pucă, pucă. E ok, nu insistăm, aș fi stat mult cu voi pentru că am fi intrat serios în pâine, dar ca să vedeți cum stau lucrurile. Pare ușor din exterior, dar am ales să fiu iată în fața voastră cu tot ce însemn eu. Chiar vă respect și vă doresc să fiți ceea ce vreți voi să fiți. Aplaudați-vă pentru că meritați. Da, să știți, mulțumesc, îți mulțumesc din suflet, poți să mergi. Aproape că m-ai făcut să mă extrapolez într-o lume mirifică a transcendenței ezoterice în strânsă legătură cu incongruența fenomenologică și retrospectiv ca toc până la această stare incapacitantă aproape letală care creează viziuni de genul abracadabra, sciziune, abstractizare, anchilostomiază, acotiledonată, antropogeografie, asociaționism, barbadensis, bioluminescență, cătrănitură, crohmălit, curbil... Oprește-mă, Mica, că nu mai... Mi-am luat apa, băgăjelul și mă duc în lumea mea. Să nu uitați că aceasta în timp poate deveni acesta, că despre un moment e vorba, un moment revelator. Să ne auzim și să dați un semn oricând e cazul să schimbăm tot felul de impresii și energie.